Muzică, dansuri, expoziții de fructe și legume, bucate tradiționale și vin moldovenesc de casă. Toate acestea n-au lipsit de la sărbătoarea vinului, care a fost organizată la Orhei. Suntem azi la tradiționala sărbătoare, Ziua Vinului, a 13-a ediție pentru Răun Orhei. Cred că o să mă înțeleg corect, colegii, că spun a 13-a, fiindcă anume aici, la Orhei, s-a petrecut acea sărbătoare cu 2 ani înainte de a fi preluată la nivelul țării. Este într-adevăr o posibilitate de a comunica, este o posibilitate într-adevăr de a ne prezenta tradițiile și obiceiurile noastre pe care le avem aici în orașul Orhei și raionul Orhei. La Ziua Vinului, la Orhei au fost oaspeți de onoare din țară, dar și de peste hotare, care au degustat și au apreciat vinul moldovenesc. Sunt surprins să văd cât de populară este, cât de plăcută este, cât o atmosferă ca acasă, o atmosferă de zile mari, o atmosferă de sărbătoare, în care văd toate gospodăriile, toți gospodarii satelor din raion, cum vin și-și arată produsele care le-au mai frumoase anul ăsta. Foarte frumos. Plăcut, impresionat de oameni, de tradiții, de produse și nu în ultimul rând de vin. Avem o zi frumoasă, o bună dispoziție, toți sunt veseli, chiar dacă în pofida lucrurilor, mă refer și a secetei, avem cu ce ne mândrim prin produsul nostru, prin munca noastră pe care am făcut-o. Unica problemă pe care o avem noi față de vinul moldovenesc este aceea că la noi el este puțin. De aceea aș vrea să sper într-o colaborare mai strânsă dintre raioanele Hliboca și Orhei, ca pentru viitor să avem programe transfrontaliere economice și vinul orheian să-și găsească locul său pe teșghelele unităților comerciale din zona Cernăuțelor. La sărbătoarea vinului și-au expus produsele peste 40 de instituții, dintre care 30 de primării și 8 agenți economici. Suntem prezenți cu o expoziție care reprezintă Casa Mare, o gradă unde sunt butoaie cu vin, vin nou, vin din producția anului 2012, o expoziție de figuri din legume care este sculptată sau executată de către grădinița de copii și elevii din școală. Avem un taraf de muzică populară care ne acompaniază și ne reprezintă stilul popular care îl promovăm. Am adus tot ce avem frumos. Iată, vin bun cu două robinete și avem mâncare și avem ansamblu Ivanceanca care ne face veselie. Așteptăm prietenii. Așteptăm să ne veselim. Dumnealui cu polobocul, cu amenajarea, dar eu sunt cu bucatele. Am făcut sarmale, am făcut copturi feluri de feluri, am copâni în cuptor și sunt bucuroasă că încă mai pot să vin la sărbătoare. Am prezentat roada anului 2012 în satul nostru și totul este vesel și frumos. Sigur, vin foarte gustos. Ziua Națională a Vinului este sărbătorită tradițional în luna octombrie.